Luni 16 august vor începe lucrările de modernizare pe străzile Stălajului, Gorjului și Doljului. Accesul auto pe acestea va fi interzis în perioada următoare, în funcție de evoluția șantierului. Acolo unde este posibil, se va permite accesul auto riveranilor. De asemenea, intersecția străzii Bihorului cu strada Vasile Cârlova va fi închisă traficului pentru realizarea unor racorduri la rețeaua de canalizare. Compania aeriană Ryanair anunță lansarea unei noi rute de la Sibiu spre Dublin. Aceasta va fi operată de două ori pe săptămână, în zilele de luni și vineri, începând cu data de 1 noiembrie 2021. Prețul unui bilet pornește de la aproximativ 37 de euro. Crește din nou numărul de persoane infectate cu COVID-19. Astfel, la nivel național au fost confirmate pozitiv 383 de persoane în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 8 sunt în județul Sibiu. În județul nostru, vineri dimineață, erau ospitalizate un număr de 20 de persoane, dintre care 3 sunt pe ATI. În ultimele 24 de ore s-au efectuat 561 de teste. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.